Comisia de analiză și verificare a modului de amplasare și funcționare a circului Orlando, constituită conform HR 21 din 17.8.2016, a constatat următoarele. În data de 10.07.2016, circul Orlando a fost amplasat pe o suprafață de circa 6.000 de metri pătrați de ieșire din stațiunea Saturn, aparținând domeniului public al municipiului Mangalia. În prima ședință a Comisiei de Urbanism după această dată, consilierul Cardanase Leonard a solicitat arhitectului șef detalii cu privire la modul de amplasare a circului, procedura de atribuire a terenului, existența autorizației de construire. Acesta a răspuns că, în afară de faptul că nu are autorizație de construire, nu cunoaște alte detalii și că nu a eliberat această autorizație pentru că nu a fost solicitată. Ca urmare, consilierilor Cartenase, Leonard Moreanu, Nicolae și Bocioc Dragu și-au solicitat în scris primăriei municipiului Mangalia lămuririi legătura cu modul de amplasare a circului Orlando prin cererea numărul 36569 din 26.07.2016. Solicitarea n-a primit niciun răspuns în termen legat de 10 zile. În această perioadă, consilierilor Cartenase, Leonard Moreanu, Nicolae au adus la cunoștința colegilor din Comisia de Urban și Economice, precum și a angajaților aparatului executiv, care participă în mod normal la ședințele acestor comisii, că este posibil ca circul Orlando să funcționeze ilegal, să ocupe abuziv terenul aparținând municipiului Mangalia și că astfel se prejudicează bugetul local, solicitând în continuare documentația care a stat la baza amplasării respectivului circ, pentru a lămuri această situație. Întrucât primarul municipiului Mangalia nu și-a îndeplinit obligațiile ce îi revin conform articolului 7 din legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, 10 membri ai Consiliului Local au convocat în data de 11.08.2016 o ședință extraordinară și au inițiat un proiect de hotărâre prin care se înființează o comisie specială de analiză și verificare a modului de amplasare și funcționare a circului Orlando. Ședința a fost refuzată de către aparatul executiv pe motivație de termene legale, termene încălcate în mod frecvent de respectiv aparat executiv, în convocarea ședinților de Consiliu, fără a ține seama de caracterul de urgență și de necesitatea colectării de taxe la buget în condițiile în care sezonul estival era aproape de sfârșit și circul Orlando urma să plece. Ca urmare, membrii Consiliului Local au convocat o altă ședință în termenul solicitat de aparatul executiv, ședință care a avut loc în data de 17.08.2016 și în care a fost adoptat HR 21 privind înființarea Comisiei Speciale de Analiză și Verificare a Modului de Amplasare și Funcționare. Caracterul de urgență la acestei hotărâri a fost ignorat și comunicarea ei a fost tergiversată până în ultimul moment permis de lege. În data de 26.08.2016, membrii comisiei, respectiv consilierul local Tănase Leonard, Dumnezeu Maravici și Sorin Mihai, au făcut o cerere scrisă directorului poliției locale, prin care au solicitat concursul în lămurirea acestei situații, cerere refuzată de acesta pe motivația că nu i-a fost comunicată HCL. Urmarea refuzului acestuia, consilierii au sesizat directorul poliției locale, ca simpli cetățeni, aspecte constatate la fața locului, respectiv faptul că circul Orlando ocupă terenul AT Mangalia fără forme legale, nu deține autorizație de construire, este conectat la rețeaua de iluminat public și are apa trasă dintr-un cămin aparținând primăriei Mangalia și au cerut să verifice aceste aspecte. Acesta a refuzat să dea curs solicitării. Ca urmare a refuzului directorului poliției locale, cei trei consilieri au apelat la serviciul 112, sesizând aspectele constatate. Acesta a transmis sesizarea poliției locale cu obligativitatea de a se prezenta la fața locului și de a verifica faptele semnalate. În zona Saturn, unde era amplasat circul, s-a prezentat un echipaj al poliției locale care a luat act de branșamentul la curent și la apă, dar au declarat că nu au drept de control asupra agenților economici sau a reglementărilor din punct de vedere urbanistic, acestea putând fi efectuate doar de corpul de control. Ca urmare, echipajul poliției locale a solicitat prezența unui angajat în măsură să constate aspectele sesizate. La fața locului prezent însă domnul Vucea Dan, director adjunct al poliției locale, care a constatat amplasarea circului Orlando pe terenul domeniul public aparținând municipiului Mangalia, branșamentul electric la controlul de iluminat public și la apa din cărinul primăriei. HR 21 de constituire a Comisiei Speciale de Analiză și Verificare a fost comunicat membrilor Consiliului Local în data de 27.08, zi în care circul Orlando a strâns tot și a dispărut. În data de 29.08, Comisia s-a reunit și a solicitat arhitectului șef documentele care au stat la baza amplasării și a primit de la acestea un dosar care conținea copia unui contract de închiriere între Roșculeț Robert Dan din Ploiești și SC Circus Orlando SRL, al cărui obiect îl face un teren în suprafață de 3.472 de metri, situat în tot o altă parte decât suprafața de 6.064 de metri pe care a ocupat-o circul Orlando. Mai menționez aici, contractul nu este înregistrat în niciun fel la ANAF, nu are niciun fel de număr de înregistrare, este o fără de copie.
în altă parte decât suprafață de 6.064 de metri pe care a ocupat-o Circul Orlando, conform măsurătorilor din sistemul de coordonate stereografică 1970, efectuat la cererea membrilor comisiei de către Cabinetul Arhitectelor Navalea, în data de 23.08.2016, fotografiile de la sorci aeriene atașate prezentul la raport, precum și conform verificării în teren făcute de către directorul adjunct al Poliției Locale. De asemenea, dosarul conține și un aviz program de funcționare din 14.07.2016, eliberat de Direcția Generală de Management Fiscal și Control Verificat și semnat de șefii ai serviciilor sau persoane responsabile în următoare departamente. Autorizarea agenții economici, serviciul urbanism, poliție locală, serviciul turism, organizări evenimente, semnături date în opinia noastră fără respectarea condițiilor legale, lipsa autorizației de construire de la serviciul urbanism, lipsa certificatului constatator pentru punct de lucru în cazul compartimentului autorizare agenții economici și fără verificarea amplasării de către directorul poliției locale. Dosarul mai conține și o cerere de eliberare a autorizației de funcționare adresată primarului municipiului Mangalia, de asemenea, fără număr de înregistrare. Care, iar, nu știm cum a ajuns la dosar, dat fiind că n-a fost niciun fel de pusă la primărie. A fost solicitată verbal, apoi înscris prin adresa numărul 44526 din 8.9.2016, prezența în comisia directorului SPADPP Mangalia pentru a prezenta eventualele contracte de închiriere pentru terenul pe care îl administrează și care a fost ocupat de Circul Orlando, precum și sumele încasate. În anul 2016, dar și în anul 2015, când CIP a funcționat în aceeași locație, dar din cauza unor probleme personale motivate dumneavoastră, nu s-a prezentat și a transmis doar telefonic care nu are nimic să ne prezinte. Ulterior, am mai solicitat lămuriri suplimentare.